Intrăm. Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit din nou la un interviu foarte interesant pentru vremurile în care suntem în această perioadă. Este un interviu în care ne-am propus să discutăm despre copii, despre modul în care se face educația în aceste vremuri, cum spuneam, și bineînțeles că nu puteam să am pe altcineva invitat decât pe domnul profesor Florian Colceag, căruia îi mulțumesc foarte mult că și-a făcut timp, știu cât de ocupat este. Bine ați venit, domnule Florian. Bine v-am găsit. După cum spuneam, dorința mea este să îi ajutăm pe cei care ne ascultă să vorbim cât mai mult și să le răspundem la întrebări pe această tematică, și anume, ce anume, ca să mă repet, ce anume putem să facem în aceste vremuri cu, și în prima întrebare vine cu școala online, apropo, de educație. Este utilă, nu este utilă, se face școală, nu se face școală? Dacă îmi permiteți, și Vă rog. întâi și întâi să vedem ce înseamnă. Educația înseamnă ceva, mijloacele înseamnă altceva, că e online, că e fizic, noi educăm, toată viața ne educăm, ne adaptăm și evoluăm. Asta este realitatea. Pe trei planuri. Minte, suflet, corpul e educat să reziste la efort și trebuie cât de cât performanțe, să susțină restul, să nu crape, să nu pocnească, să nu se ducă de și nu prea facem mare eforturi ca să educăm corpul, am cam uitat el e vehiculul care ne poartă și trebuie să Caroseria, ca la mașină. să funcționeze. Aici e un lucru de care trebuie să ținem seama pe fel de educație. Dacă tu trimiți copiii la școală cu ghiozdane grele, cum s-a întâmplat până acum, și ei deformează osatura și ajung să sufere toată viața din cauza asta, înseamnă că nu te preocupă deloc corpul. Deci vei trăi bolnav și vei trăi puțin. Și vei fi tot timpul chinuit de tot felul de boli. Putem spune că avem o lipsă a educației a corpului, în primul rând. Exact. A doua problemă este legată de suflet și atât de sufletul trebuie să fie liber. El trebuie să aibă încredere. El trebuie să se bucure, să trăiască frumos, să simtă bucuria vieții. Da? Să vadă armonia existenței, să înțeleagă universul inteligenței sensibile. Ca să faci asta, îți trebuie anumite direcții de evoluție în educație. Dacă tu chinui sufletul băgând pe degetul copiilor teme inutile, pe care informații pe care trebuie să le uite în curând, că sunt prea abundente și fără rost, practic îl demotivezi. Și atunci copilul începe să meargă din ce în ce mai greu, să meargă prost. Mintea este altă poveste. Mintea, în general, te minte, pentru că dacă le rugăm un singur tip de logică, în care vrem să măsurăm totul, să evaluăm totul, de fapt, pentru un univers complex și dinamic, mintea nu înțelege ce se întâmplă, pentru că nu au voie să pună întrebări, să emită informația, nu să o exploreze, atunci nici mintea nu merge bine. Deci, stilul de lucru în educație trebuie să țină seama de aceste trei dimensiuni. Corp, suflet, minte. Holistic, practic. Holistic, e adevărat, dar să ține seama că pe minte se creează curicula, pe suflet, corp se creează curicula și ele trebuie să fie echilibrate. Și avem aceste trei în educația noastră, domnule profesor. Să vedem deocamdată. Am avut o educație bazată pe frică. Așa e. Da? Copilul era frică de profesor, profesor de director, de inspector, inspector de ministru, ministru
În momentul actual merge invers, adică frica vine de la președinte către prim-ministru, de la prim-ministru către ministru și așa mai departe până la copilul care e terorizat și de adultul care e terorizat că trebuie să poarte mască pe stradă și pe televizor. Fără nicio explicație pentru minte, fără să înțeleagă nimic din ce se întâmplă, fără să aibă o imagine complicată a problemei, fără să li se ceară părerea, fără să aibă un cuvânt de spus, li se impune. În momentul în care ci se impune, îți rupe sufletul în bucăți și mintea se prostește. Vedeți, acum, o educație trebuie să fie emancipatorie. Adică, un copil se naște cu un potențial fabulos de mare. Un adult ajunge foarte prost față de potențialul inițial, pentru că i s-au tăiat aripile, i s-au rupt picioarele, i s-au distrus inițiativele și acum e băgat și în cuști. Din păcate. Din Ne păcate. roagă ascultătorii să vorbiți un picuț mai tare. Probabil microfonul este dat ceva mai încet la dumneavoastră, dar asta este setat din calculator. Nu prea mai am eu voce. Da, ați vorbit foarte mult. Domn profesor lucrează și câte 20 de ore, mărturisea înainte să începem. Prin urmare, într-adevăr, dar o să-i rugăm pe cei care ne ascultă să dea volumul la maxim ca să vă audă. Dar Ok, îmi cer în regulă. scuze, mai tare nu pot. Cum vă spuneam, nu mai am voce destulă. Eu vă Da. mulțumesc încă o dată pentru că sunteți astăzi aici. Ok, spuneam că nu se face această educație holistică. Acum, educația corpului clar nu poate fi luată în calcul pentru că stăm în fața calculatoarelor și, din contră, numai educația corpului nu-i pentru că cunoaștem și noi adulții, nu doar copiii. Cât de mult poți să stai la calculator de dimineață până seara și... Corpul a forma scaunului. Exact, da, foarte bine punctat. Dar cea a sufletului, totuși, de la distanță, este vreo șansă să se facă această educație a sufletului? Educația sufletului se face prin comunicare. În clipa în care profesorul are mască, ele au mască. Comunicarea este foarte redusă, pentru că noi vorbim nu numai cu vocea, ci cu exprimarea facială. Corect. Non-verbal. Nu-i vezi ochii omului dacă nu-i simți tonurile vocii. Dacă el este ascuns în spatele unui perete, că de fapt acolo se află, în spatele unei măști, educația nu mai atinge ținta, nu atinge sufletul. Vedeți, e o treabă logică și structurată, se poate înțelege ușor. Se pot face conferințe online foarte deștepte, dacă omul care vorbește, este entuziast și realmente cunoaște problema foarte tare, îi place ce vorbește, el trimite nu numai mesajul verbal, ci mesajul emoțional, mesajul înțelegerea profunzimii pe care o are. Oamenii învață nu cuvintele, ci trăirile. Așa e. Dacă nu pun trăirea lângă cuvinte și lângă imagini, nu recepționează și nu memorează și nu înțeleg nimic. Din cauza asta sunt copiii care preferă un anumit profesor care trăiește materia. Cel Care care doar o iubește. povestește, o povestește și la revedere, el e ca un patefon, o placă zgâriată. Dar mai avem noi profesori care înțeleg și iubesc materia pe care o predau. Să știți că eu am întâlnit, nu sunt chiar o raritate, am întâlnit educatori, profesori care iubesc ceea ce fac și, într-adevăr, se văd rezultate foarte bune la nivelul copiilor. Apropo de partea holistică, ne întreabă cineva cum răspundem holistic minții sau cum facem mintea pe minte să o înțelegem sau ea să ne înțeleagă pe noi mai bine spus. Și hai să vedem. Mintea ne ajută extraordinar de mult dacă are contact cu natura. Pentru că natura îți dă informații extrem de variate pe care tu nu poți să le înțelegi decât dacă ești atent la detalii semnificative. Dar pentru asta trebuie să înveți să ai răbdare, să explorezi, să ți imaginezi, să faci scenarii care să încerce să reproducă o situație pe care să o explorezi când ești copil și te joci, cam asta faci. Faci scenarii și cu societatea și cu natura. Aduceți-vă aminte când a fost marea explozie de inteligență a oamenilor, în care ei din nimic au început să devină artiști și filozofi.
În clipa în care cei care știau și puteau generau învățături pentru ceilalți. Învățături. Adică, observațiile erau atât de structurate încât deveneau generale și transcendeau diverse sisteme de gândire și de acțiune. Aveau o învățătură. Gândiți-vă, istoric vorbind, când au pornit O mie și una de nopți, fabule lui Esop. Și dacă aceste două evenimente, mi-aduc aminte de un lucru foarte interesant, în Katmandu am întâlnit un ghid care mi-a spus că el știe românește și România pentru că a citit o carte care se chema Pakala e Tandala, adică Păcală și Tândală. Chiar mă gândeam ce carte, că n-am auzit de ea. Era plină de învățături. Corect. Când a pornit civilizația în India, când a dat învățături cu Panchatantra. Da? Oricând ne uităm în istorie, vedem că saltul evolutiv a fost, de fapt, startat de către învățături. Învățăturile nu mai există în ziua de azi, în educație. Le putem Educația spune și pilde ca să înțeleagă că poate lumea pilde. face o greșeală între învățături și a învăța. Păi da, dar învățăturile se învățau ca să poată fi redescoperite ulterior. Fiind de exemple, vedeți când te duci cu un material pe care îl comiți acolo la catedră sau la tablă sau pe internet și nu are niște concluzii, nu are niște învățături. Esență. Esență. Tu nu știi, nu știi de ce ești acolo. De fapt, de ce problemă mare? Și un om are nevoie de motivație. Motivația ca să devină un om adevărat este dată de a afla cine e, de unde vine, încotro se îndreaptă, care e treaba lui. Iar ca să-ți răspunzi la întrebările astea, ai nevoie de exemplu și de învățătură. Ăsta este stilul de predare pe care trebuie să înțelegem că va funcționa indiferent în orice condiție, și în pandemie, și în clasă, și Și online, apropo de online, online. în să se mijloacele. Corect. Acum, nu e vorba numai de structura problemei, ci și de mijloacele prin care poți transmite cel mai bine. Să vedem un pic. E important. Când ești în clasă, tu recepționezi foarte mult cu emisfera stângă. Deci, emisfera stângă e logică, prinde, memorează, reține, structurează, astfel încât să poată totdeauna să-și completeze baza de date care să fie folosită. Cei care lucrează mult pe emisfera stângă sunt tocilari care iau mari și sunt Au ascultători. învățat și au uitat ulterior, nu-și mai amintesc probabil cu Da, exactitate. că și amintesc, spune și Da? amintesc toată viața, dar nu le folosești la nimic. Am înțeles. Vizualii sunt, în general, mult mai legați de văzut. Ei sunt foarte rapizi în gândire, extrem de rapizi, înțeleg totul brusc. Sunt, în general, neatenți, vorbești cu ei la pereți, dar sunt legați de imagini. Învățarea online, de exemplu, este mai bună pentru vizuali decât pentru secvențiali. În sensul că văd imagini, au exemple, pot să fac comparații, pot să aprofundeze. Lucrând online, tot dispui nu de un material scris, ci de un material vizual la îndemână. Scrie de pe YouTube, de pe Google, din orice părți. Materialul respectiv merge mănușă pentru vizual. Ei înțeleg conturile, înțeleg procesele, înțeleg structurile. Bun, dar nu-și fac treabă. Secvențialii și le fac, vizualii nu și le fac. Așa e, sunt vizuală, recunosc. Ok, acum încă nu am terminat cu mijloace, pentru că sunt și alte tipuri de învățări. Kinestetici învață prin aplicare practică.
Da, trebuie să Nu simtă. pot sta bine nici în clasă, pentru că se fâție, n-au răbdare, ridică mâna tot timpul, vor afară. Nici pe internet nu învață, pentru că ei sunt aplicativi. În laborator, poate, puși în practică. În natură, în atelier, în laborator, e adevărat, ei trebuie să le manevreze, să creeze. Bun? Pot fi foarte buni inventatori, printre altele, și foarte buni manipulatori de tehnologii. Sunt o altă categorie. Dacă eliminăm vizualii și sunt cei care făuresc. De la ei avem tot ce înseamnă aparate, clădiri, străzi, le fac cu mâna proprie. Și atunci e nevoie de ucenicie. E învățarea prin ucenicie de la un maestru sau de la o rețea de maestri care te duc din aproape în aproape. Iar asta se poate face pe sistemul de credite transferabile. Învață și de la unii, învață și de alții. Învață. Nu neapărat o materie, învață din multe părți. Dar sistemul de credite transferabile le permite să-și echivaleze aceste credite, pentru că mai târziu, când termină școala, ei vor fi angajați. Și va conta mult mai mult drumul pe care l-au avut înainte, unde au învățat diverse lucruri, decât ce au făcut la școală. Pentru că ei merg direct în continuare în producție. Experiența câștigată îi ajută să se acomodeze rapid și să fie performanți. Mai există un tip de învățare pe care le au sensitivii. Sensitivii simt. Li se dezvoltă sensibilitatea și pot să simtă o grămadă de informații aflate foarte ascunse. Pot să simtă, de pildă, ce gândește un copac sau ce trăiește o insectă. Sau de ce un anumit animal l-a luat-o la fugă când tu nu simți nimic. În general, animalele sunt senzitive și sunt atente la semnale fine. Noi nu mai avem simțul mirosului așa de bun cum l-au avut strămoșii. Și simțul mirosului e foarte important pentru deblocarea simțului gustului și a celorlalte simțuri în continuare. De altfel, bulbi olfactivi sunt atât de importanți încât, chiar dacă se distrug, cel de stămire fac permanență. Bine, pentru sensitiv, școala e un loc și pentru că ei nu mai simt nimic, nu-i atrage nimic, se plictisesc și singura ieșire este să încearcă să simtă reacțiile celorlalți. Dacă vom avea niște politicieni senzitivi, iar înțelege atitudinile oamenilor și nevoile lor, ar fi în stare să se așeze cumva în anumite condiții, în anumite situații, ca să găsească o soluție. Să înțeleg că senzitivii sunt și empatici, adică empatizează foarte mult cu ceilalți. Empatizează cu profesorii, empatizează cu colegii, empatizează cu mediul. Simt toate reacțiile. Au nevoie de o altă formă de educație care la noi nu se practică. Chiar asta urma să întreb unde găsim astfel de educație, că la noi nu știu să fie vreo educație pentru senzitivi. În Asia. Deci putem să luăm de acolo modelul. Da, găsim în Thailanda, găsim diverse locuri Ne în Asia. roagă cei care ne ascultă despre secvențial să ne mai spuneți câteva cuvinte că s-a auzit foarte slab. Cum sunt secvențialii? Secvențialii sunt frustrați, au nevoie de performanță ca să fie sigur pe ei. Dacă nu se luptă pentru premiul 1, li se pare că nu mai fac doi bani. Dacă pierd un concurs, sunt nenorociți. Sunt ocilari. Acumulează foarte, foarte multe informații. Pe de altă parte, sunt serioși și se subordonează ușor sistemului. Dar sunt nesiguri pe ei. Au nevoie de îndrumare, au nevoie de colaborare. Și n-au inițiative. Sunt cei care urmează anumite etape, din ce știu, nu? Care au nevoie de timpul să fie totul etapizat, să știe ce Totul etapă. urmează. Nu pot sări peste o etapă. Exact, să știe Nu totul pot pe să decurs. recupereze.
Adică dacă sunt cei care dacă lipsesc o zi la școală, gata, cumva se simt pierduți că au sărit o etapă din informație și le este greu să recupereze ulterior. Exact, au pierdut lecția, ei nu pot intui. Nu sunt ca senzitivii, de exemplu. Probabil ei pot să recupereze sau Vizual. vizuale, corect. Tot, dintr-o dată, văd într-o singură privire tot și atunci devin familiar cu ce fel de subiect, fără efort. Am putea să spunem cam câți, nu știu, din experiența dumneavoastră, cam cât sunt vizuali, cam cât sunt, care sunt preponderenți? Sau nu există o astfel de statistică? Ba da, există și astfel de statistici, dar nu sunt foarte exacte. Deci să spunem că ar fi la vizual și la secvențial un procent variabil în jur de 30%, 30-40% depinde de cultură și de antrenamentul din familie și din societate. Iar la celelalte 10% ar fi senzitivi cu aproximație. Deci, unde sunt kinestezici? Gândiți-vă bine că noi le pierdem kinestezici. De asta întrebam, pentru că vreau să știu, la noi educația e mai mult pentru vizual. Asta este adevărul. Nu. Poate și pentru, A fost pentru nu? secvențial până acum. Pentru secvențial mai mult. Acum Poate. se duce către Acum, vizual. acum, da. Și vreau să știu cam cât la sută se pierd din cei kinestezii și cei senzoriali, că cu siguranță acolo lor nu prea li se aplică stilul acesta de educație de la noi din țară. Da. O statistică foarte interesantă în direcția asta a fost făcută în Statele Unite la Universitatea din Connecticut de către Sally Race și Joseph Renzulli și spunea că, în general, la copii cu abilități înalte, foarte înalte, cel puțin jumătate din ei nu vor performa mai târziu deloc. Deci 50% dintre ei sunt inhibați complet de mediul social. Nu sunt încurajați. Și acum, apropo de încurajare, stilul de predare este extrem de important pentru toți. În clipa în care să spunem că un învățător subliniază pe lucrare ce a făcut foarte bine, da? Ăsta este încurajator. Dacă subliniază ce a greșit, e descurajator. Dacă te uiți după greșeli, greșelile cresc în continuare. Dacă te uiți după succese, succese atitudinea pe care o are un profesor față de contează enorm pentru motivarea acestuia. Pentru că el, da, copilul trage concluzia, sunt un prost. Vezi, mi-a dat de mici. Nu se uită că în clipa aia era cu mintea în altă parte și că nu l-a impresat, se uită la rezultat. Nu Mai face ales că era și distanță. culoarea aceea roșie, care nu știu dacă se mai folosește astăzi, dar pe noi ne teroriza când începea să ne taie cu roșu în stânga și în dreapta. Era panică. Fiecare gest contează în educație, lucrezi cu suflete, cu minți și cu corpuri. Da? E foarte limpede. Ok, tu ți educi corpul să reziste la a nu a face nimic. Și te miri când un copil se agită și a văzut să faci suport, deci că are nevoie să alerge, are nevoie corpului cere dinamic. Da, cu siguranță, cu siguranță. Mai ales cu cât sunt mai mici, dar nu numai. După aia învățăm să stăm pe loc pentru că așa ne învață cei mai mari, nu adulții. Dar când sunt micuți, ei au acest instinct, cred că mai degrabă spus, de a se mișca continuu și de a face o activitate. Nu se pot concentra foarte mult. Și nu fi atenți, pentru că e un lucru foarte interesant. La ei, procesul de mielinizare a creierului se face în perioada pubertății și adolescenței. Până atunci, mintea lor confundă visul, realitatea de semnătate. Da, Au nu înțeles fac pe distinția dintre real și imaginar într-o oarecare măsură. Nu, și atunci ei se agită și la ce gândesc. Pentru că dacă în momentul ăla au văzut un film dinamic, mintea lor lucrează dinamic și corpul lucrează dinamic. Și tu nu înțelegi ce se întâmplă. Practic, în timp ce gândesc și execut, am putea să spunem. Exact. În timp ce gândesc, aia fac. Nu este gândesc și după care fac. Exact. Mai ales vizualii și kinestezii sunt complet atemporali.
Fie întârzie sau pleacă un pic prea devreme, nu vin niciodată la fix. Nu trebuie. Da, așa. Mai N-au un puțin. regim de somn normal, sunt agitați. Ok. Cunoaște. Expresive, așa, de fel. Da. Ne întreabă cineva cum am putea să recunoaștem totuși aceste stiluri de învățare? Necesită să dăm anumite teste sau se poate prin observare? Dacă ai experiență, se poate și prin observare. Există și teste pentru asta. Ok. Dar părinții cum ar putea să-și dea seama, de exemplu, că Vă acolo pot apare? trimite identificarea stilului de învățare pe e-mail, ca să le dați Da, desigur, cum să nu pot să o fac publică pe site și să o poată lua de acolo. Dacă e la final, vom face trimitere către, practic, o grilă de observații sau un test prin care să observe ce stil de învățare sunt copiilor. Sigur, sigur. Minunat, vă mulțumim, uite, asta ne ajută foarte, foarte mult. De asemenea, spuneați dumneavoastră la un moment dat, în nenumăratele interviuri, că orice copil este un geniu. Și atunci, cum anume descoperim sau cum antrenăm geniul din copil? În primul rând, trebuie să-i tăiem aripile. În educația noastră trebuie să-l băgăm în patul lui Proust. Dacă e prea lung, îl scurtăm. Dacă e prea scurt, îl lungim, să fie toți la fel. Dar ei nu sunt la fel. Da? Dorim să băgăm partea de sus pentru promovare, o parte de jos pentru orientare. Deci, uite, în Israel, de pildă, există sistemul de credere transferabile care permite unui copil talentat la sport să treacă clasa în anul următor pe performanțele din sport. Dacă a luat un număr de credite, înseamnă că este serios, că muncește. El va deveni mai departe sportiv sau antrenor de sport. Nu va avea cultură generală, pe care oricum o uită în mod normal. Copiii mai rețin cam 5% din ce au învățat la sfârșitul școlii. 5% este o dramă. Wow. Procentul ăsta nu-l știam. Doar 5%. Doar 5%. Și restul? La ce a folosit? Restul nu a folosit la nimic. Ei se duc la școală nu pentru a învăța, nu pentru a primi informații, ci pentru a putea să-și cunoască colegii și a învăța cum să se poarte cu oamenii. Pentru a socializa, pentru a deveni Ei, dar social. e bine dacă îi băgăm pe partea asta la altă. În învățare online, ei nu mai socializează. Și atunci se demotivează. Ca să nu spun că învățarea online se poate face destul de bine pe platforme foarte bine făcute. Platforme în care să se rețină informația, să poate fi reluată, să poți colabora cu colegii pentru rezolvarea unor probleme, să ai posibilitatea să revii și să găsești și un drum prin care să recuperezi ceea ce n-ai înțeles prima oară. Are și dezavantaje, practic, online-ul, nu are doar dezavantaje. Dacă este bine pus la Are punct, poate să dezavantaje, ajute. și avantaje și dezavantaje. Așa este. Eu mă întâlnesc cu colegi de mei care mă cunosc de zeci de ani, cu care ne vedem o dată pe an. Am, de pildă, un prieten în Australia, Tony Nolan, care are IQ 220. E unul dintre oamenii cu cel mai înalt IQ. Așa. Și cu care discut din timp în timp, atunci când e nevoie. Ok? Dar suntem foarte aproape sufletește. Da. Îți Da, pot nu face tot timpul. prieteni online? Sigur că da. Poți colabora cu ei de asemenea. Dar atenție, tot e forma scaunului. Uităm de educația corpului. Da. Bine, aici cred că în aceste vremuri trebuie să intervină părinții cu educația corpului, pentru că dacă școala, ok, nu se poate merge la școală, rămânem în online, că nu avem ce face, dar părinții cred că sunt responsabili să educe măcar partea aceasta. Toate trei sunt responsabili, dar acum vorbind strict de latura de online, să totuși să n-ajungă să ia forma scaunului, cum spuneați dumneavoastră. E, da, asta e responsabilitatea fiecăruia să-și crească copiii. Așa este. Și apropo,
la nivel de sănătate, părinții răspund până la urmă. Da, să știți că deseori am întâlnit, am avut de-a lungul timpului de a face cu educatori în special și spuneau foarte mulți că părinții vin cumva și lasă, ok, ai grijă de el, educă-mi-l, ca și cum responsabilitatea părintelui nu mai există sau cumva eu nu știu, ia tu, fă ce vrei cu el. La psiholog la fel, am prieteni care lucrează cu copiii și tot așa vin, repară-mi-l. Ceva de genul acesta, uitând că de fapt problemele sau, nu știu, provocările care apar în viața copiilor sunt datorate tocmai părinților sau stilului de abordare pe Da, care l-au dar părinții. părinții nici ei nu știu. N-au Pentru fost că învățați, n-au asta avut este. această experiență exact, n-au primit aceste învățături când erau ei copii. Așa e. Și problema e că noi ne construim personalitatea ca pe o casă. Plecăm de la temelie, până facem zidul, de la acoperiș la sfârșit. Dar dacă Și atunci lipsește copilul e mare deja. o cămilă, zidul e șumret. N-are consistență. Așa Și e. atunci părinții, care au și ei zidurile lor și nu au pus mai bine și nu au fost dat în considerație bine, zis bine că dacă o singură generație acționează cum trebuie cu copiii, se schimbă și Și cum facem acea generație? Care să, că dacă spuneți că o singură generație este necesară pentru a schimba, cum ajungem să construim acea generație? ne uităm la ce atrage pe copii și ce respinge pe copii. Da? Îi atrage foarte tare calculatorul pe cine? Pe cei care înainte vreme, prin vizual, puteau să se manifeste prin memorie și prin răspunsuri corecte, prin câștigarea concursului. Ei au plecat cu ideea că nu sunt capabili, că sunt proști prepați. Și atunci au reușit prin jocuri pe calculator să le facă încrederea în puterile lor, pentru că mergeau de la un nivel la un nivel superior. Până când au venit ahtiați de jocuri. Și au Dependent. ajuns să renunțe la jocuri. Este o zonă din creier, se cheamă habenula, care e în talamus. Talamusul produce scenarii. În clipa în care tu visezi și faci scenarii, câștig ușor, am găsim relații sociale ulterioare. Deci fie copii s-au jucat pe calculator, acum se joacă iarăși și de manipulare și de a distrugerea lumii și de a acestea sunt deosebit de grave, pentru că n-au stat în natură. Ei n-au înțeles natura, n-au înțeles echilibrul din natură, n-au înțeles armonia naturii. N-au înțeles că fără natură noi nu mai existăm. Pentru ei, Ok. natura era o chestie pe calculator. Nu era reală. Da, și am văzut, era la un moment dat chiar o reclamă, ce-i drept, că spunea că un copilaș că spunea că este foarte tare la tenis și dă paleta de tenis și în momentul respectiv se uită ceva de genul unde sunt butoanele sau cum se folosește. Pentru că el era foarte bun la tenis în jocul de pe telefon sau de pe calculator. Asta este adevărul în ziua de astăzi, că copiii stau foarte mult la calculator. Cum îi scoatem de acolo? Întreabă părinții. Ducându-i în pădure. Cu Și forța? dacă înțelegi, rămână cu părinții. Trebuie să-și miște și părinții așa, Să lase forma lași scaunului. da, lase forma scaunului. Ei vor înțelege că există interna pădurii care se face prin fund și prin rădăcine copacilor. Că toată natura colaborează și cooperează și transmite informații de la o specie la specie, la un individ alt individ, și că ea lucrează ca un organism. E, în clipa aia, interesul crește. Prezența lor pe internet și pe calculator îi face să înțeleagă că natura vie înțelege și nu numai că înțelege, trăiește, simte, dar are emoții, are acțiuni, dar nu se poate mișca. Nici calculatorul nu se poate mișca. Dar asta nu înseamnă că nu poate face lucruri minunate. Dar nu se poate translata interesul de la calculator din observația detaliilor semnificative. Ai o plantă în casă, te uiți cum își orientează frunzele,
iubește apă, iubește soare, planta spune ce nevoie are. Dacă înveți să vezi detaliile semnificative. Asta este unul dintre punctele cele mai importante în educație, să vadă detaliile semnificative și să înțeleagă principiile care transcend sistemele de gândire. Ne putem înțelege cu o lăcustă? Ne putem juca cu o muscă? Cu siguranță. A categorii. Și constatăm că, de fapt, ființele astea, ea doresc să se joace cu noi și să întrețină relații colaborative. E un lucru fabulos. Chiar și cam nu e dificil, trebuie să ne umanizăm. Da, bine ați spus. Să revenim la natura noastră, pe care se pare că și noi adulții am uitat-o și atunci poate de aceea ne este foarte greu să fim un model pentru copiii noștri, pentru că de aici pleacă totul, ca părintele să fie model. Dacă nu mergi tu ca părinte în natură, nu o să meargă copilul fără tine, chiar dacă o să-l trimiți, adică o să-și dorească să fie alături de tine. Iar dacă tu nu faci asta, cu siguranță nu va face nici copilul. Uite, apropo de partea de concursuri, ne întreabă cineva, aș dori să aflu părerea domnului profesor în ceea ce privește următorul subiect. Concursurile sau evaluările la copii până la vârsta de 14 ani sunt benefice pentru o sănătate emoțională și psihică? Care este mesajul pe care îl transmitem copiilor dincolo de ceea ce înseamnă concurs sau o evaluare? Mi-aduc aminte de regretatul profesor Ghioca, care era în Sinaia și în a cărui liceu când intrai, el era unul dintre câștigători la Olimpiadele Naționale copilului. Găseai scris un lucru, ai reușit continuă, n-ai reușit continuă. Trebuie să înveți și din căderi și din ridicări. Numai așa poți să-ți definești virtuțile și înțelepciunile dacă tu cerți că n-a luat notă bună sau nu a reușit la un concurs, în loc să analizezi, de fapt, care au fost cauzele, unde s-au și de ce era nevoie de acel concurs, dacă într-adevăr era necesar sau nu. Dar vedeți ce părinții preferă să ia pilula de la farmacie, în loc să culeagă planta din natură. Dar pe că nu o cunosc. Pilula are în spate o reclamă care spune la ce e. Și dacă vreodată veți atenți la reclamele astea, o să constatați un lucru foarte interesant. Până așa, pilula X micșorează simptomele, ia durerile. Nu spune că rezolvă problema. Nu e o pilulă magică până la urmă totuși. Bine, apropo de aceste pilule, dacă noi le luăm, nu cumva întrerupem legătura cu corpul nostru? Adică corpul încearcă să ne spună ceva prin acea durere de cap, prin acea, nu știu, durere de măsea sau oricare durere o fi de orice fel. Dacă îl ținem cu pilule, nu facem decât să-l amorțim și atunci se duce prima parte de educația a sănătății, a corpului. Și aici ne ducem către cunoaștere. Da? Cu Cunoașterea siguranță. de sine însuți și vei înțelege Universul. Așa e. Deci, și te trebuie tu pe tine să te cunoști, să știi reflexele, să știi tendințele, să-ți dai seama unde ai luat-o asta. Ce ai pierdut în orizontul tău de gândire. Da? Tu dacă lași pe alții să ocupe și tu pe tine nu te mai cunoști deloc, îți ești străin, atunci, în loc să ai o atitudine pozitivă, se ne poate avea persoane negative, te de urmă, vei intra în depresie. Și ceea ce se întâmplă acum, mai ales în pandemie și în măsurile astea represive, oamenii cad în depresii foarte adânci și copiii la fel. Și mai ales că Da, și copiii, din păcate. se repetă și intră în depresie. Aceste experiențe rămân întipărite în continuare, e de curaj de a face ceva. Ei vor pierde curajul că viața lor are sens. Vedeți, fără sens, nu mai ai motivație. În momentul în care tu bagi copiii să poarte măști la școală, da? Sau acasă, le distrugi motivația și a existenței, și a învățării, și a evoluției. Cum poți să îi ajuți
cu educație individualizată care să plece de la caracteristicile copiilor, plecând de la, în primul rând, de la faptul că dacă le întărești o caracteristică în care ajung să performeze, și celelalte încep să se ridice. Am avut o experiență foarte interesantă. Lângă școala în care am luat foc o casă. Toți copiii s-au înfricoșat, n-au știut ce să facă. Unul a sărit în foc. A sărit în foc. Și a scos părinții și copilul care era înăuntru. Pe copil l-a scos în brațele. Părinții au încurajat să iasă. El era aproape repetent. Era un kinestetic care nu vrea să învețe nimic. De atunci era acolo. După ce a avut acest succes și a fost apreciat de toți, copilul a început să învețe. Pentru că nu-ți permiți când ai luat o poziție înaltă să mai treci pe poziții joase. Așa e. A, putem spune despre acest copil că are o inteligență emoțională dezvoltată, cu siguranță, pentru a putea Da, face. a fost și e mai multe tipuri de inteligență. Pot încă un exemplu foarte interesant. Elevul Ionică, care la o teză a luat cea mai mare notă din clasă, el neștiind niciodată nimic, neînvățând nimic. I-a spus, Ionică, tu ai copiat. Oh, cu dobro, cum să copiezi? Uite, vezi bucata asta, ai luat-o de la Georgescu, asta ai luat-o de la Popescu. A, domn profesor. Păi uite, ai spus cuvânt, ai copiat perfect. Însă apreciez un lucru. Ai copiat inteligent. N-ai luat nimic din ce fusese prost. Uite, eu îți dau ție o șansă. Nu știu dacă îți dau nota 1 sau nota 10, că pe mine nota 10 merită băteză, nota 1 pentru că ai copiat. Dar îți dau o șansă. Eu am să fac niște greșeli la clasă. Dacă îmi descoperi greșelile, pentru fiecare greșeală pe care ai descoperit, îți dau un punct. Foarte tare. Și într-adevăr a descoperit toate greșelile pe care le-am făcut. Așa, și a primit nota 10 și chiar a ajuns în profesor de matematică. Foarte, foarte interesant. Uite, profesori de genul acesta ne dorim să avem cât mai mulți. Eu cunosc într-adevăr în Brașov o doamnă profesoară, pe doamna Stati, Maria, care este profesor de istorie și într-adevăr are un stil aparte de a învăța copiii. Este tot timpul încearcă să-i pună în situație, ok, de ce credeți că Ștefan cel Mare a făcut așa? De ce credeți că a luat decizia aia? Adică pe lângă faptele istorice, pur și simplu să lucreze cu imaginația copiilor. Analiza, da. Exact, să analizeze de ce totuși s-a întâmplat așa și nu s-a întâmplat altfel sau care au fost scopurile. Un picuț să învețe să gândească, zic eu. Deci, problema e următoarea. Doamna profesoară ar putea să facă învățare online pentru toată lumea. Ar putea construi niște teste pe materii în care cu bife oamenii să spună ce au gândit, cum au simțit și așa mai departe, dând răspuns cu bife foarte simplu. Dar noi acum suntem puși într-o situație foarte dramatică. Foarte mulți profesori se pensionează rapid acum ca să mai plece cu ceva, pentru că nu știu să lucreze online, n-au deschis niciodată calculatorul. Și adevărul e că învățarea se face și fără ei, dacă e un profesor foarte bun care poate da informațiile necesare pentru copii, dar raportul sufletesc, raportul suflet la suflet, minte la minte, corp la corp, lupta corp la corp cu copilul. Da? Asta nu pot fi înlocuit. Dar asta înseamnă că profesorii au nevoie să lucreze altfel cu elevii, nu doar să îi pună să rețină, ci să lucreze la formarea personalităților, astfel încât să fie constructivi și să rezolve problemele, intrând în mintea lor, în viața lor, în drumurile lor și ajutându-i să-și găsească cine sunt, de unde sunt și care scopul lor. Asta este, de fapt, tehnica didactică bună pe care am inclus-o și în proiectul de lege al educației, care acum se află la
Camera Deputaților, Societatea de Senat. Și mulțumesc pe această cale domnului senator Vaveca, care a preluat ideea și care a dorit să ajute. Te Și noi vă bucur. mulțumim pentru inițiativă, pentru că Pe este Madalin nevoie. Sârcu, care e consilierul dumnealui și care a fost foarte aproape, el cunoaște legile Parlamentului, cunoștea principiul educației. Și sper pe această cale că această lege să ajungă, să fie votată în Parlament, să nu aștepte marea acuzare de copiii suficient și să fie și pusă în aplicare. Să fie pusă în aplicare bucată cu bucată de oameni implicați, nu de politruci incapabili care fac prostii în fiecare clipă. Cum avem niște exemple destul de recente de care ne amuzăm. Nu revedem dramatismul. Atunci apare întrebarea, dacă tot spuneți de această lege, era o întrebare de la un ascultător. Cum anume ați modifica concret sau ce ați modifica concret la actualul sistem de învățământ pentru ca acesta să ajungă să cultive genialitatea unui copil? Totul. Totul. Ok. Ea nu a fost construită pentru a cultiva abilitățile. Și cum ar fi acest nou sistem, dacă totuși ne O puteți să vă împărtăși? trimit și legea, dacă puteți de asemenea expune, astfel încât să o Cu poată drag, cum să nu? citi. Pentru că oricum trebuie să intre în dezbatere publică. Super. Și atunci să o putem susține și noi în vreun fel anume, putem interveni și noi cei oamenii de rând, cum spunem noi. Nu dori niciodată. Oamenii nu sunt de rând. Ei pot să stea la rând. Poate să stea la rând, da. Dar fiecare au caracteristici proprii. Așa e. Dar poporul Câteodată poate un om de interveni. rând, un om de rând contează mai mult decât un om care nu e de rând. Mi-aduc aminte de un singur exemplu, dar care este edificator. Vă ascult. Pe vremea lui Băsescu, Dunărea a crescut foarte tare și era gata să rupă ecluzele pe canalul Dunărea Marea Mare într-un anumit loc. A venit Băsescu cu guvernul, specialiștii lui, nici nu știa să deschidă ecluza. Până l-a chemat un Nea Georgică, care era pensionar și care lucrase la ecluză. Nu aștept exact ce să facă, s-a dus înăuntru, a dat de o roată, a sucit roata, să deschize ecluza și l-a salvat. Altfel se rupea. Vedeți, nu există om de rând, există oameni care în anumite momente sunt esențiali. Da? Președintele, guvernul, consilierii și tot dacă erau absolut inutili în decizia de a deschide ecluza. Atunci Deci, întrebarea o reformulez. Cum am putea părinte să este fim esențiali? esențial. Un Cum? părinte este esențial, dar trebuie să se implice. Și un profesor devine esențial și oricine în orice O moment. vorbă bună a unui profesor poate fi extraordinar de important în viața elevului. O încurajare a unui profesor momentat înseamnă cea unui mare viață. Așa e. Atunci vin cu o altă întrebare. Ce modificări putem face în antrenarea unui profesor? Pentru că, ok, am vorbit despre ce am putea să facem cu sistemul, dar avem și partea cealaltă în care necesită profesori antrenați într-un anumit stil. Ce ați schimba acolo, în antrenarea profesorilor, viitorilor profesori? Modul de gândire. Modul de gândire trebuie schimbat complet. Da? Ei vor Cum am înțelege putea? repede. Păi, eu pot să vă arăt, dacă vreți să ies un arăta și să dau un share screen. Da, puteți să dați share screen, aveți, stați așa să vă dau permisiunea de a da așa. Gata. Nu ne-a poate bine. Cât căutați Este dumneavoastră. bine. A, nu, am căutat. Ah, Este. ok, super. Asta este institutul pe care l-am format. Institutul de Cercetare și Dezvoltare a Cunoașterii Umane. În momentul actual, ăsta e rankingul fișat de Google.
Să știți că la noi încă nu apare nimic. Ați dat share screen? Da, am dat și scrie. La mine nu apare. E, atunci vă spun de acum. Human Knowledge Research and Development Institute sau Institutul de Cercetare și Dezvoltare a Cunoașterii Umane. Da? Și acolo găsiți un curs expus care se cheamă Arta de a gândi. Arta de a gândi ne duce la gândirea nu bivalentă, ci trivalentă, care nouă ne permite, care ne permite să dezvoltăm. Și atunci profesorii care ne ascultă și vor reasculta acest material pot să se inspire de acolo în ceea ce privește partea aceasta de a preda, de a fi Da, profesori. de a înțelege în primul rând. De a înțelege. O altă întrebare, cum vedeți dumneavoastră o programă școlară care să ajute copilul să-și valorifice talentele? Am reținut că trebuie să fie o educație bazată pe natură sau făcută în natură pentru a putea face conexiunea cu natura și pentru a merge acolo să cunoască sau să facă, îmi scapă cuvântul pe care l-ați folosit acum. Legătura, cred că e cuvântul, nu cu Găsiți natura. cursuri în această direcție de cum se poate face o curiculă bună. Dacă intrați pe site-ul învață-să-zbori. Minus să zbori. Minus zbori, Ok. da. O să-l Învață-să-zbori. căutăm și o să-l punem la dispoziția celor care ne ascultă. Sigur. Da? Mai întreabă cineva aici dacă școala Waldorf ar fi bună pentru senzitivi. Nu. Școala Waldorf e foarte bună pentru kinestezici. Ok. Da? Așa. Pentru că spunea că acolo se lucrează foarte mult în natură. E adevărat. E adevărat. Dar găsești senzitivi foarte sensibil și în afara naturii. Da? Așa. Care sunt senzitivi față de mediul social. Internetul. Da. Mă întreabă lumea unde o să caute Arta de a gândi. Dacă e, mi le trimiteți mie la final și le voi share-ui eu celor care ne ascultă. O să le pun pe site și o să le fac publice ca să ajungă la cei Deci, interesați. exact asta fac acum. Ok. Da? Și până termin o să și O să vedeți. și... Ok. Îmi trimiteți pe mail ca Vă trimit să... mail imediat. Minunat. O să-mi deschid și eu mail-ul. Vă dau adresa exactă. Uite, mai întreabă cineva ce facem cu copiii care refuză Am să scris. meargă la școală. Ok. Da, sunt foarte multe întrebări care trebuie să apară și normal. Vă mai trimit încă ceva, că v-am promis niște materiale. Să dau eu share screen aici este căutarea aceasta pe Google Human Knowledge Research and Development Institute, dar Exact. site-ul exact care este primul acesta hkrdi.org. RDI, da, acesta este. Ok. Am share-uit eu pe Imediat, ecran ca să. imediat, ca să nu rămânem cu lucrurile neterminate, Așa vă e. arăt și cum e cu stilul de învățare, că Perfect. asta era important. Deci am să pun eu în comentarii și acest link. Stilul de învățare. Și vă dau un număr de materiale. Da, acelea va necesita să le urc eu ulterior, dacă sunt, nu cred că le Deci, pot adăuga. gata, mi l-am trimis. Minunat. O altă întrebare este cu privire la o metodă, cred că e ceva mai nouă sau cel puțin pentru România e mai nouă, eu nu am auzit de foarte mult timp, cred că de vreun an sau doi, Feuerstein, e nemțească probabil. Feuerstein e născut în România. Ok.
Da, el era în Moldova, s-a născut, vorbea românește până la sfârșitul vieții, era evreu, un tip absolut fabulos. El a reușit să facă iarăși niște lucruri fabuloase, de exemplu, Asociația Felstein, fiți atenți, Felstein și CIDA și Soroban sunt în momentul actual de văzut pentru toată lumea, pentru că sunt stiluri de predare care se referă la etape de vârstă și care în clipa de față au francizat România. Felstein a reușit să salveze după război, când în Israel au venit oameni din toate părțile care nu vorbeau limba, aceeași limbă și mai departe, și să construiască un sistem de educație care i-a făcut să devină performanți și la vârste mai mari. Dar aceste trei stiluri pe care vă spun, în clipa de față există în România, trebuie să luați legătura cu cei care le-au adus. Ferstein, dacă nu mă înșel eu, Otilia Todor, chiar din Da, tot din Brașov. Brașov. Da, o cunosc, mi-e prietenă, o salut cu ocazia aceasta. Chiar o să o invit la un interviu să ne povestească mai multe despre această metodă. Bun, deci este de studiat și este recomandat să aplicăm și aceste metode. Cicila este Monica Tătar din Oradea. Ok, super, o să-mi notez să le invit să povestim. Dar uitați-vă pe net, că le găsiți deja. Cu siguranță o să le caut. Cu privire la această educație nouă despre care vorbeam cu tema de astăzi, da? Educația nouă pentru copiii vremurilor actuale, dacă ar fi să le dăm niște sfaturi, niște îndrumări părinților și totodată profesorilor, poate chiar copiilor care sunt mai mari și ne ascultă, cu siguranță sunt și copii care urmăresc, adolescenți mai degrabă, ce ați putea să le spuneți? Ce este de făcut? Fiți atenți, copiii sunt diferiți. Mulți nu vă seamănă. Experiența dumneavoastră nu contează. Aveți o singură cale de comunicare cu ei, care rămâne, cea a sufletului. Fiți îngăduitori, fiți buni, învățați să fie și ei buni. Pentru că altfel nu putem avea o lume mai bună, vom avea o lume mai rea, mai turbulentă și mai nebună. Dacă nu învață de la voi bunătatea, înțelepciunea și cum să tratezi problemele în mod inteligent. Scurt și cuprinzător, aș putea să spun. O întrebare care a mai venit și cred că este important să o punctăm. Ce facem atunci când totuși copilul ajunge să fie traumatizat? De ce spuneam noi la început? Corecturi cu roșu că a greșit și efecte cu siguranță vor fi, dar cum putem redresa? Întâi și întâi sprijiniți legea educației ca să ajungă să fie aplicată. Ea o să vă dea și mijloacele de intervenție necesare ca să putem salva copiii. Profesorii au fost prost îndrumați înainte, pentru că și ei au fost crescuți pe frică și învață și pe copii să fie tot pe frică. Da? Din cauza asta și guvernul îi învață să fie pe frică, să se teamă oamenii și să-i țină în pușcăria din casă. Nu pe libertate și pe încredere pe care acum nu mai are. Dar atenție! Voi, părinții, trebuie să vă învățați copiii să crească drepți și corecți, nu șmecheri și profitori. Da. Putem Ok. lăsa de exemplu. Să nu fiți fricoși, că îi veți crește și pe ei fricoși. Da? Să aveți inițiativă, că ce altfel cei vor deveni buni cumpărători, buni soldați și buni votanți. Fără să gândească nimic. Înghesind tot ce li se dă. Da? Să le fiți exemplu pozitiv. Da, este, cum spuneam, poate un picuț greu să fim un exemplu, pentru că nici noi n-am fost învățați la rândul nostru și tocmai de aceea ne sunt foarte utile cursurile și interviurile de acest gen, pentru ca măcar noi să învățăm cum să nu facem
Pentru că nu știm, cum am și spus, nu știm și atunci de undeva trebuie să învățăm. Iar dumneavoastră sunteți într-adevăr un model de urmat și un om cu foarte multe informații. Prin urmare, în încheiere, aș vrea să vă întreb cum anume pot ajunge oamenii la dumneavoastră sau pe ce căi ar putea să mai afle informații utile, recomandări, cărți pe care le recomandați dumneavoastră. Mi-e greu să vă spun pentru că n-am timp. Vă cred. Muncesc enorm și am rămas tot timpul foarte limitat. Și în continuare voi fi tot la fel de prins. Și în general refuz când mă solicită pentru că nu mai pot. E prea mult. Știu, nu este prima oară când vă solicit, v-am solicitat și acum vreo 2 sau 3 ani, nu un interviu, ci vreau să facem un curs și din păcate tot așa nu ați avut timp. Dar totuși, puteți găsi o cale, ar fi păcat să nu se transmită mai departe tot ceea ce știți, adică să aveți și dumneavoastră la rândul dumneavoastră niște ucenici, cum ați spus la un moment dat, care să ducă mai departe cunoașterea. Probabil că din ianuarie o să țin un alt curs, tot online, în care se pot înscrie mulți și învață. Ok. Atunci, unde vor fi publicate aceste cursuri, aceste informații? Pe site-ul Institutului, pe HKRD. Ok. Deci, tot pe același link pe care l-am dat anterior celor care ne Da. ascultă. Da, eu îi îndrum să intre acolo și să urmeze cursurile. O să fiu și eu la curent și eventual o să trimitem sau o să urcăm și noi pe site pentru că noi cu asta ne ocupăm cu promovare de cursuri de dezvoltare personală, spirituală și îi îndemnăm să participe. În încheiere, cuvânt de încheiere. Știu că este ziua noastră liberă și atunci nu vreau să vă rețin mai mult decât este cazul. Nu există încheiere. Există doar începuturi. Am înțeles. Eu vă mulțumesc din suflet, domnule profesor, că ați acceptat să ne răspundeți. Știu că vocea vă supără pentru că vorbiți foarte mult. Cei care vor reasculta interviul o să aibă ocazia să dea mai tare sonorul să ne audă. Și poate, nu știu, pe viitor ne vom revedea la un alt interviu dacă veți accepta invitația. Vom vedea ce se va întâmpla în continuare. Să continuăm începutul, nu de alta. Sigur. Eu Facem vă asta. mulțumesc. Eu vă mulțumesc foarte mult. Cu drag.